La intrare și vor fi tratați de medici echipați din cap până în picioare, cu mănuși, mască și costum de protecție. Mai mult, programarea este obligatorie, deoarece înainte de a ajunge în cabinet, trebuie să răspundem și unor întrebări. Mai multe detalii despre cum vor decurge vizitele la stomatolog vine colega mea Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabi, bun găsit! Bun găsit, ne aflăm într-un cabinet al celui mai mare lanț de clinici din România, unde într-adevăr la intrare am trecut și noi prin toate aceste proceduri de dezinfectare și de echipare. Stăm de vorbă cu doamna doctor Teodorina Secara, care ne va spune ce măsuri pregătește clinica care până acum a tratat doar urgențe, începând cu data de 15 mai, când își deschide porțile pentru pacienți. Bună ziua, bine ați venit la noi pentru a vă asigura că ne îndeplinim misiunea care e de realizarea tratamentelor stomatologice de înaltă calitate în condiții de protecție și siguranță maximă pentru pacient și pentru personalul medical și non-medical. În contextul pandemiei COVID-19, la protocoalele stricte pe care le aplicam în activitatea noastră cotidiană, conforme cu legislația în vigoare, conforme cu recomandările și reglementările impuse de Colegiul Medicilor Stomatologi din România și a Direcției de Sănătate Publică, am adăugat măsuri suplimentare pentru a ne asigura că pacienții noștri vor fi tratați în condiții de maximă siguranță. Avem un triaj epidemiologic telefonic, triajul acesta durează cam 15-20 de minute, apoi pacientul este invitat să descarce, să completeze și să printeze fișa pacientului. În condițiile în care există suspiciunea de infecție COVID-19, pacientul este temporizat, iar dacă e posibilă tratarea acestuia, pacientul este invitat la clinică. La clinică, după cum ați remarcat și dumneavoastră, avem niște măsuri speciale care țin odată de igienizarea tălpilor pantofilor pe covorașul acela impregnat cu o soluție pe bază de clor, apoi cu dezinfectarea mâinilor cu soluții dezinfectante. Pacientului se ia temperatura, mai completează o declarație pe proprie răspundere care ne dă nouă siguranța că putem să ne desfășurăm activitatea în condiții de protecție maximă. După ce îi se ia temperatura și se stabilește oportunitatea realizării tratamentului, pacientul este invitat în cabinet. În cabinet, iar pacientul vede tot ce, felul în care noi ne-am pregătit pentru asigurarea tratamentelor eficiente și în condiții de maximă siguranță. În clinică, pacientul este invitat să poarte mască tot timpul înainte și după tratamentul stomatologic, să poarte botoșii de unică folosință și halatul de unică folosință care i-a fost dat la recepție. Tratamentele se realizează nu înainte de a ruga pacientul să clătească foarte bine cavitatea bucală cu soluții antiseptice pentru a scădea încărcarea microbiană și pentru a scădea implicit riscul contaminării. Ce se protejează medicii? Medicii se protejează ca întotdeauna cu măști de unică folosință în această situație, cu măști FFP2, cu viziere și ochelari de protecție pe care le-am avut dintotdeauna, cu capeline, apoi cu halate chirurgicale impermeabile de unică folosință sau cu combinezoane, cu botoși. Menționez că riscul nostru de expunere la agenți patogeni este enorm, da? Dar este un risc profesional asumat. Gândiți-vă că ne întâlnim în practica curentă cu bacilul Koch, cu virusurile gripale, cu virusurile hepatitice de tip B, C, D, cu HIV, cu citomegalovirusul, cu herpesul, cu rujeola, cu rubeola, cu tot felul de fungi. Vă să zic că protocoalele noastre sunt ferme, sunt stricte, măsurile de igienă pe care le luăm sunt fără cusur. Nu ne expunem nici sănătatea personală, nici sănătatea pacienților. Suntem mame, suntem tați, avem și noi părinți la rândune și principala noastră preocupare este siguranța pacienților în context larg și mai ales acum în această situație specială, inedită pentru noi toți. Vă asigurăm că între procedurile medicale desfășurate în cabinetul stomatologic, cabinetele sunt bine aerisite, bine dezinfectate, punându-se accent în principal pe scaun, pe toate mânerele, pe toate sertarele, toate pardoselile sunt
igienizate cu soluții dezinfectante. Folosim în situații speciale nebulizatorul, care are acțiune bactericidă, fungicidă, sporicidă crescută și când e necesar apelăm și la lămpile UV. În ce condiții sunt testați pacienții pentru COVID? Noutatea este că suntem singura clinică de stomatologie din România care face testarea personalului medical cu teste RT-PCR și testează pacienții cărora li se vor face manopere complexe stomatologice. Pentru a ne asigura că nu participăm la răspândirea virusului SARS-CoV-2. Suntem singura clinică care de asemenea face teste rapide pentru detecția de anticorp IgG-IgM, astfel încât atât personalul medical cât și pacienții să fie siguri că nu există risc de contaminare la noi. Mulțumim foarte mult! Cam atât de aici. Legătura înapoi în studio. Mulțumim și noi, Gabriela, pentru aceste informații. Un tânăr a ajuns în carantină la Timișoara după ce s-a întors dintr-o zonă roșie din Europa. A fost revoltă.